Jack, piratul cel teribil. Comoara vânzătorului de mușchi de turbă stângaci și fără cap. În sfârșit, Snack! Întotdeauna am avut presentimentul că voi da mare lovitură și după toți acești ani aproape am reușit. Ține așa, Snack! O țin așa, capitane. A fost o zi a destinului pentru Jack, piratul cel teribil, când corabia sa trecea ca un cuțit de măcelar prin mare învolburată. Deoarece acum, după ani de căutări, era la 7 leghe de cea mai mare comoară a carierei sale, comoara vânzătorului de mușchi de turbă stângaci și fără cap. Poliția marină trage pe dreapta! Dar, domnule polițist, nici măcar nu conduceam eu! În vedeți, era pusă pe autopirat și... Navigai dezordonat, micuțule, suflete rog în vezica asta de măgar! N-ar să umflu un organ murdar de măgar! Refuză testul cu vezica... Permisul de pirat, te rog! Oh, da, desigur, permisul! Oh, ce prost sunt! L-am pierdut azi noapte când am ajutat un polițist orb să tracă strada! Capitane! Da, Snack! Nu ești puțin cam confuz? Adică azi noapte am ieșit cu Icepick Panuhan și am râs cum jefuiește el polițiștii orbi și apoi le cuiește pe... Bună, imbecilule! Vreau să zic, mă tem că a fost mâncat de un câine polițist orb pe care l-am salvat de la ecarisaj. Dar sunt sigur că un ofițer inteligent și experimentat, cu stil și panaș ca dumneavoastră, poate fi atât de bun ca să mă ierte cu un avertisment. Bine, poți pleca. O zi bună! Ha! Știam eu că îl pot păcăli! Și domnul ofițer, vă dau cuvântul că la 6 dimineața voi da zor la biroul poliției să iau un permis nou! Adevărul e, Snack, că nu mă vei prinde niciodată în birourile alea împuțite! Uită-te la mine! Nu-i nevoie, capitane, ai permisul chiar aici! Hei, permisul ăsta a expirat când eram la grădiniță! Snack, bețivne tot ce ești! Stai, tocmai am pus la cale un plan genial. Snack, privește-ți maestrul la lucru. Domnule ofițer, cred că această gogoașă glazurată v-a căzut pe jos. De ce nu o luați acasă și hai să spunem că acest mic incident nu s-a întâmplat niciodată, ei? Cred că era cu gem. Pentru refuzul de a sufla într-o vezică de măgar și pentru permisul expirat ai de ales, ori vei fi prins de peretele unei temnițe murdare și infestate cu jobolani, ori stai la coadă la biroul poliției. Bun, atunci aleg temnița! Ești sigur că ai făcut o alegere înțeleaptă, capitane? Asta e singura cale prin care pot da marea lovitură, Snack! Tot ce putem face e să urmăm un curs de conducere și apoi suntem liberi. Asta nu poate fi mai rău decât la biroul poliției. Hei, vă spun eu, sunt Hieronymus Heck și bun venit la școala de condus comică. Bine, tocmai m-am răscolit în temniță și vai ce mă doar coastele. Hei, apropo de coaste, băieții ăștia aproape că au stat la coadă la buvet în spatele lui Orson Welles și svoia. Da. Snack, poate fi mai rău. Ajutor! Iată-ne la biroul vaselor marine nebune! Ei, bine, Snack, e zi! Deci logica ne spune că cozile ar trebui să se miște cu viteză neabătută! Snack, mă tem că suntem numărul 96.473! Primește partea bună, capitane, suntem doar la 28.962, distanța de următorul la rând, plus minus 1000. Și așa, Jack cel teribil și secundul său credincios Snack și-au început aventura palpitantă la biroul vaselor marine nebune. Cu toate că e ceva mai puțin palpitant decât am fi putut spera. E chiar banal, de fapt. De fapt, e incredibil de plictisitor. Uite, bătrâne, dacă n-ai să ajuți povestea asta, mai bine dispar, da? Poftim? Nu vorbi așa cu mine. De ce nu dispari tu? Ba tu! Ba tu! 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 Uite, serialul ăsta se numește Aventurile lui Jack, piratul cel teribil. Nu se numește ceartă cu un bătrân asmatic descarnat. Așa că dispare sau îți smulg marul lui Adam! Tu! Numărul 90.473, prezentați-vă, vă rog, la biroul 649 să vă întâlniți instructorul Capitane, de comis. Capitane, noi suntem... Oh, no! Fulger elegant! Tu ești instructorul meu? Iată, uite, Jack cel teribil, inamicul meu de viață, ce coincidență incredibilă! Da, lucrez și aici ca să plătesc implanturile de bărbie. Dar în ciuda urii noastre reciproce, voi face tot ce îmi stă în putere ca să te ajut să treci. Hai să începem cu testul de vedere, bine? Trebuie să citești plaja asta care e scrisă pe o parte a acestei ghiulele. Dar nici nu va da furisita aia de ghiulea tocmai de aici!
Ei, da, mă tem că ai picat la testul de vedere, dar capul sus pentru următorul test. Și care, spune-mi, te rog, e următorul test? Simulatorul mecanic de revoltă, care durează doar 10 secunde. Ești sigur că ești pregătit pentru el? 10 secunde? Ha, doar un papalapte n-ar rezista 10 secunde cu chestia asta. Scuzați-mă, domnule Folger, dar ce face simulatorul ăsta mai exact? Simulează echivalentul la 90 de marinari ucigași care n-au fost plătiți și n-au văzut o femeie de 2 ani. Ah, am vins mașina aia afuresită, Folger, fără... Iar acum vom testa îndemânarea ta de a face un măcel cu tunurile. Prietenul tău, Slack, s-a oferit voluntar să fie țintea noastră umană! Nu m-am oferit voluntar, capitane. Nu mă spune nimic ce m-ar face să trag în pietul Snack. Dacă refuz, vei fi trimis înapoi la școala de condus comică. Pare rău, Snack. N-am să-ți vând cadavrul studenților la medicină până mâine. Dar nu cel din urmă, e testul final de conducere. Mai întâi vreau să faci o parcare cu spatele între cele două vase de aprovizionare. Ha! Joacă de copii! Scuzați-mă, domnule, dar ce anume încărcați pe acele vase? Nitroglicerină! Mă pot băga între vasele astea două? Am să o împing doar puțin pe una? Așa, Jack! Am mai rămas doar să-mi arăți că poți conduce pe o pantă, că poți folosi frenele urgențe și poți opri complet. Dacă nu te super că întreb, n-ai aranjat testul ăsta contra mea, nu? Absolut deloc. Mai exact, n-am să fiu zdrobit, ars sau tăiat felii de data asta. Absolut deloc. Și nu mai trebuie să fac nimic decât să cobor o pantă, să folosesc frâna de urgență și să mă opresc complet. Absolut nimic. Perfect. Slack, dă drumul pe mine, te rog. Stai puțin, găina de mare nu are frână de urgență și nu există pantă în apele astea, adică... Excepție face cascada. Încă aș mai putea trece testul ăsta. Tot ce e nevoie este să reușesc cumva să mă opresc. Jack, e o tragedie, ai picat testul. După regulamentul biroului, asta înseamnă că ori repeți testul... De parcă s-ar putea întâmpla asta. Ori te întorci la școala de condus comică. Astea sunt singurele dintre variante legale. Niciuna dintre variante nu e acceptabilă. Trebuie să fie o cale de ieșire, o cale pe care se pot da mare lumitură. Dar gândește-te care ar putea fi, gândește-te. Cred că am găsit, capitane. E o portiță în regulamentul biroului, domnule, numită clauza găgăuță. Dacă un mare găgăuț se pică la testul de pirat și refuză să meargă la școala de condus comică, trebuie să devină un angajat al biroului. Aha! Ai auzit, portița aia ridicolă? Cer imediat un post comod în serviciul civil. Voi lua un birou pe colț cu frigider și vedere asupra lagunei și grăbește-te! Oh, foarte bine. Du-te la secțiunea asta și poți începe imediat. Deci, Snack, e ciudat unde pot duce răsucirile și întorsăturile sorții pe unul ca mine. În loc să găsesc comoara vânzătorului de mușc de turbă stângat și fără cap, acum e evident pentru mine că un pirat ca mine va deveni un mare director în cea mai importantă organizație a guvernului, biroul vaselor maritime nebune. Și uite așa, folosind obscura clauză găgăuță, Jack cel Teribil a început o nouă și palpitantă aventură pe mare. Una potrivită capacităților sale intelectuale limitate și abilității motorii cam amețite. Uite ce e, bătrâne, parcă ți-am spus să dispar, deci! Nu, tu dispari! Lasă baltă, la revedere, îmi dau demisia. Slavă Domnului că a plecat, Snack! Dar acum ce ar trebui să fac? Primește partea bună, capitane. Care parte bună? Sunt angajat ca țintă umană. Adevărat, dar măcar încă mai poți da marea lovitură, ha? Vine! Muzica.